An de zile s-a spus despre români că sunt euroentuziaști Europei din naivitate și din lipsă de cunoaștere. La Piatra Neamț, în urma unei dezbateri care a analizat cele 5 scenarii despre viitorul Europei, românii în cunoștință de cauză au votat pentru o Europa mai puternică, o Europa care să mențină realizările de până acum și chiar să le dezvolte. Dezbaterea desfășurată în Agora orașului de sub Ceahlău, Piața Turnului, a fost organizată de către reprezentanța Comisiei Europene România. Discuția a fost inițiată de 5 personalități locale și din regiunea ADR Nord-Est. Fiecare și-a susținut unul dintre scenariile analizate în Cartea Albă în ceea ce privește viitorul Europei. Astăzi, cu ajutorul unor speakeri locali, sunt 5 personalități din regiune care au acceptat această provocare de a susține prin dialog cele 5 variante pe care Jean-Claude Juncker le-a propus în urmă cu un an pentru viitorul Europei. Sunt 5 scenarii. Vrem astăzi să analizăm și să le dezbatem împreună cu cetățenii din Piatra Neamț, să le vedem impactul, să vedem ce este mai bine pentru România. România este pregătită să contribuie activ la construcția viitorului Europei ca proiect european consolidat, bazat pe unitate, coeziune și respect față de principiile și valorile sale fundamentale și va juca în acest context un rol esențial în procesul de reformare a Uniunii Europene. Vreau să salut prezența Consiliului Județean, a primăriei, bineînțeles a reprezentanților mass media și într-o mare măsură vreau să vă mulțumesc că ați ales printre regiunile istorice ca acest lucru să se întâmple inclusiv la Neamț. Vreau să vă mulțumesc că după Târgoviște a urmat Neamțul și vreau să vă asigur că aici și pretutindeni pe teritoriul României există cetățeni europeni. Sunt convins că dezbaterile pe care le țineți astăzi și le vom avea împreună, sperăm mult și fructuos, să aibă o finalitate pozitivă pentru toată lumea. Inițiativa analizează modul în care Europa se va schimba în următorii 10 ani, de la impactul noilor tehnologii asupra societății și a locurilor de muncă, la preocupările suscitate de globalizare și în materie de securitate.